Eu aș începe la această conferință mulțumind locuitorilor municipiului Suceava în mod deosebit și a celorlalte încă 4 municipii din județ, 8 orașe și 39 de comune, precum și alegătorilor din localitățile care n-am reușit să ne afirmăm așa cum am dorit. Sigur, foarte multă lume își pune întrebarea care a fost miracolul că Partidul România Mare, fără să fie ieșit nici 5 minute la o televiziune din reședință de județ. Procentul de 9,62% obținut de PRM la nivelul județului dovedește încrederea oamenilor în competență și experiență, deși, după cum a declarat Gheorghe Catrinei, președintele PRM Suceava, acest rezultat a fost obținut în pofida unei campanii electorale agresive și propagandiste. El recunoscând chiar că în 15 localități din județ, reprezentanții importanței Partidului România Mare nu au reușit să ajungă. Este un început bun în bătălia pentru cucerirea președinției țării. Dacă cei 80% care au declarat în timpul sondajului făcut vor vota așa cum au promis ei pentru Partidul România Mare, asta înseamnă că au început să coboare gospodare Sucevii din munți, de pe plaiurile lor frumoase și să-și vină să-și dea votul, conștienți că de ei depinde soarta țării. Totodată, președintele PRM Suceava a mai adăugat că, pentru alegerile prezidențiale, partidul va avea cu siguranță un candidat. Cine nu va lucra cinstit și va înșela poporul așa cum face actualul guvern, fie sigur că mai devreme sau mai târziu vor fi debarcați și îi va uita, așa cum au uitat și alte forțe care au fost între timp la conducere și care nu și-au făcut datoria. Avem nevoie, după părerea mea, de o guvernare foarte responsabilă, autoritară și să nu fie mincinoși, domnule, și să nu fure. Asta avem nevoie. Vicepreședintele PRM al județului, Vasile Cerlinca, a prezentat o listă care atestă absenteismul major la alegerile europarlamentare din oraș și a mai adăugat că trebuie introdusă o lege prin care oamenii să fie obligați să se prezinte la vot.